Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre pozițiile relative ale unui punct față de o dreaptă. Considerăm dreapta D și punctele A și B. Putem observa faptul că punctul A aparține dreptei D și vom nota A aparține D. Acesta este simbolul pentru aparține, iar punctul B nu aparține dreptei D și vom nota B nu aparține D. Mergem mai departe. Trei sau mai multe puncte situate pe aceeași dreaptă se numesc puncte coliniare. Și atunci putem observa faptul că punctele A D și E sunt puncte coliniare pentru că aparțin aceleiași drepte. Mare atenție! Nu putem afirma faptul că punctele A și D sunt coliniare, pentru că întotdeauna, prin două puncte, putem să trasăm o dreaptă. Din acest motiv avem nevoie de trei sau mai multe puncte pentru a discuta de puncte coliniare. Haideți să rezolvăm acum un exercițiu. În figura de mai jos, identificați punctele care aparțin dreptei A, punctele care aparțin dreptei C și punctele care sunt coliniare. Haideți să vedem prima întrebare. Pentru asta voi trasa dreapta A cu o culoare și haideți să vedem ce puncte aparțin dreptei A. Bineînțeles, observăm faptul că punctul A aparține dreptei A, punctul D aparține dreptei A, la fel și punctul C aparține dreptei A. Mergem la punctul B, unde trebuie să vedem care sunt punctele care aparțin dreptei C. Pentru asta, haideți să vedem dreapta C. Aceasta este dreapta C și atunci putem afirma faptul că punctul B aparține dreptei C. Punctul F aparține dreptei C și punctul C aparține dreptei C. Și punctele care sunt coliniare. Bineînțeles că dacă am arătat la punctul A că punctele A, D și C aparțin dreptei A, atunci aceste puncte sunt coliniare pentru că se află pe aceeași dreaptă. La fel din punctul B, unde am justificat faptul că punctele B, F și C se află pe dreapta C, vom obține că aceste puncte sunt coliniare. Rămâne acum să vedem dacă pe dreapta B vom găsi trei sau mai multe puncte. Și atunci se observă că punctele A, B și E aparțin dreptei B, din acest motiv putem spune faptul că punctele A, B și E sunt coliniare. Și în final, știați că Euclid a fost un matematician grec? Tratatul Elementele al lui Euclid a fost timp de mai mult de 2000 de ani principala carte de geometrie. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Desenați două puncte A și B, apoi desenați două puncte C și D, coliniare cu, cu A și B, astfel încât C este între A și B, iar A este între C și D. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!